Continui cu filmarea, iată, o să pun un pic telefonul jos. O pun ca să pot să-mi iau mânuși, fiindcă vreau să vă arăt ceva. V-am tot zis de aceste cutii, da? Iată, ele așa sunt puse la lăs, la mai multe lăzi. Ele sunt colectoare de polen, dar le-am făcut eu acasă. Cum arată el? Din ce este compus? Deci, ca să se vadă mai bine, e compus dintr-o gratie colectoare. Aceasta se dă în jos. Eu aici am făcut un urdiniș. Iată, ăsta e urdiniș. E o placă de zbor, iar placa activă se lasă până jos. Aici dedesubt eu am o cutie de plastic care intră perfect aici și polenul cade în ea. N-am vrut să investesc bani, așa că le-am făcut eu. Când le voi activa, după ploile astea, voi face o verificare și le voi activa dacă se poate. Deci, cam asta este despre aceste cutii. Sunt ușor de făcut, iată o scândură. Am tăiat cu circularul, unde se intre placa activă, în ambele părți. Iată și partea de către stup. Aici trebuie să fie totul perfect ca să poți să pui pe stup. Și locul unde o să pui cutia pentru polen. Dar ea este măsurată așa fel ca cutia să intre bine. Mai cade câteva grăunțe, dar totul arată bine. La ora aceasta albinele zboară bine, s-a înnorat. S-a înnorat și iată cum zboară ele. Aici am întors după, aici trebuie să-i pun o placă de să-i închid. Așa sunt ei la ora actuală. Zboară foarte bine. Acum o să vă arăt într-o filmare, iată ce avem aici. Aici avem măcili roșii, mamă și fiică, aici e plin, deci aici e plin, ca în filmele anterioare. Atacă albina telefonul, o să mă dau la o parte, când e negru. Cam atât am vrut să vă arăt. Într-o filmare viitoare o să vedeți mai multe și despre măcili roșii, cum se prezintă. Până data viitoare, numai bine!